Bună ziua! Avem la interviurile PS News de astăzi invitat pe domnul Ludovic Orban, președintele PNL-ului. Bine ați revenit alături de noi, domnule Orban. Bună ziua, mulțumesc de invitație. Domnule Orban, am să încep strict la obiect cu bucătăria PNL-ului. Se destramă PNL-ul? Am făcut o revistă a presei în ultimele 2-3 zile și vă mărturisesc că am văzut destul de multe știri. Pleacă Ramona Mănescu, pleacă soțul Ramonei Mănescu, Rareș Mănescu. Astăzi, la fel, am mai Acum văzut nu cred că se destramă 2, Partidul 3. Național Liberal dacă pleacă o familie din partid. E, am mai văzut pe surse și alți lideri din PNL care stau în pole position să Știrea plece. legată de Cătălin Predoiu, Marcel Așa. Vela și Iulia Scântei este o invenție, o bazaconie și timpul va arăta că este o invenție. Deci nu rup rândurile membrii PNL-ului. Nu. Totuși, aș merge un pic pe ideea asta a plecării aproape sigure a măcar a unei părți din familia Mănescu și aș duce un pic mai departe raționamentul. Cât de corect este ca un personaj, nu contează că se numește Mănescu, Popescu sau cum vreți, după ce partidul în esență îl crește, îi dă posibilitatea să acceadă la niște funcții, unele chiar plătite foarte bine, să spună la revedere și să schimbe total și viziunea politică până la urmă, de la stânga la dreapta, cât de corect este să se întâmple lucrul ăsta? Și inclusiv față de alegător mă Problema gândesc. esențială este contractul de reprezentare pe care îl are un om care este ales, indiferent că e consilier local, Da. parlamentar sau parlamentar european, pe care îl are cu cetățeanul care îl votează. Este o încălcare grosolană aici. Eu sunt categoric împotriva traseismului și cu siguranță noi susținem modificarea legii. Un lucru simplu care se întâmplă la aleșii locali, pentru că Și noi am totuși. modificat legea și la aleșii locali, statutul aleșilor locali. Ai plecat din partidul pe listele căruia ai fost ales, ai pierdut mandatul. La aleșii locali s-a putut. Dumneavoastră susțineți ideea asta, am auzit-o și la alți politicieni, dar Dar totuși nu mai lați, o să inițiem proiect de de lege în atâția sensul ani ăsta. nimeni n-a pus-o în Vă și practică. dau o știre, o să și inițiem proiect de lege în sensul ăsta în sesiunea care începe. Mi se pare o Și normalitate până la verificăm urmă dacă e că. sau nu e constituțional, că sunt mulți care spun că nu e Că știți constituțional. cum e, măcar să rămâi pe o platformă de stânga sau de dreapta, După dar părerea, să sari așa dintr-o nu parte în există. alta. Deci, omul în momentul în care candidează la parlamentare, deci acum Corect. nu mai e sistemul uninominal, e un sistem de listă, de partid. Omul în momentul în care candidează, candidează în numele Partidului Național Liberal și este votat fiind pe lista Partidului Național Liberal, de cei care votează cu Partidul Național Liberal. În momentul în care părăsește Partidul Național Liberal, el de fapt își trădează electoratul care a votat cu el. Dacă își pierde mandatul, locul lui este luat de un alt parlamentar care este tot pe lista Partidului Național Liberal și în felul ăsta se asigură reprezentarea corectă a cetățenilor care au votat. La sistemul uninominal era un pic mai greu, că la sistemul uninominal pierderea mandatului ducea la organizarea de alegeri anticipate în mandatul respectiv. Dar cel puțin acum pe sistemul de listă, propunerea legislativă care o vom formula, și anume, dacă un parlamentar pleacă din partidul pe listele căruia a fost ales, își pierde mandatul, după părerea mea, e perfect constituțional. Ați văzut modificările prezentate ieri de De-aia i-am și Ministrul spus lui Ramona Justiției? Mănescu un lucru simplu. Aștept să-și dea demisia din Parlamentul European. Să Dacă și-a vedem dat aici, demisia din să nu PNL. aveți așteptări prea mari, Nu da? aștept, în mod evident, dar am spus-o ca să înțeleagă bine mesajul. Da. Eu chiar sincer, eu nu înțeleg, eu sunt în același partid politic de când m-am înscris în politică. Asta e o chestiune de educație, de bun simț, e inclusiv o chestiune de legalitate. Și n-ați fost tot Să timpul pe fii... cai mari în Nu, partid, nu, în nu, raport cu nu, nu, păi conducerea asta unor este... vremuri, adică. Trebuie să fii... Eu m-am înscris în Partidul Național Liberal pentru că eu am convingeri liberale, pentru că eu cred în valorile, în principiile, în ideologia care stă la baza acțiunii politice a acestui partid. M-am înscris ca să fiu președinte sau ca să obțin o funcție și să plec din partid dacă nu-mi dă funcția sau să plec fără motiv, cum e cazul actual. Deci eu nu pot să înțeleg. N-am avut nicio comunicare. Pur și simplu Ramona Mănescu și-a trimis demisia la Organizația Constanța, fără niciun fel de explicații. Da, ciudate mișcări de trupe. Bănuiesc că ați văzut alături de noi românii interesați, să zic așa, proiectul prezentat ieri de Ministrul Justiției. Ați și comentat câteva lucruri, poate punctăm câteva idei legate de
eu știu, aberații sau lucruri bune pe care le vede PNL-ul față de acest proiect? Deci acest proiect de lege are un fir roșu și anume arată clar că PSD vrea să încalce justiția și să subordoneze politic justiția. După mine lucrurile sunt clare. Sunt mai multe lucruri. Subordonarea inspecției judiciare către ministrul justiției, care este un ministru care este ministru politic, care este într-un guvern politic. Inspecția judiciară ce face? Dictează sancțiunile, verifică procurorii și judecătorii și propune sancțiuni. E un instrument care pus la îndemâna ministrului justiției, care și așa conform Constituției, oarecum procurorii lucrează sub autoritatea ministrului justiției. Dacă îi dai acest instrument inspecția judiciară, el poate deveni un instrument de presiune asupra magistraților. Adică simplu, dacă un procuror instrumentează un dosar legat de un lider al partidului de guvernământ, oricând poți să folosești inspecția judiciară ca să-l calci pe procurorul respectiv. Sau dacă un magistrat a pronunțat o sentință defavorabilă unui lider al partidului de guvernământ, e clar că inspecția judiciară poate fi trimisă să-i caute bube în cap. Mulți au contestat și subordonarea actuală a inspecției judiciare CSM-ului, care e o organizație profesională reprezentată cu Constituția, Consiliul Superior al Magistratului este garantul independenței justiției. Așa este definit în Constituție. Inspecția judiciară acționează într-o oarecare autonomie în cadrul CSM-ului. Tot ceea ce face inspecția judiciară, până la urmă, este decis în plenul CSM, în care, în conformitate cu articolul 115 din Constituție, ministrul justiției nu are drept de vot. Asta spune Constituția României. Da. Deci nu poate să-și exerce dreptul de vot, deși el e membru al CSM-ului, pe cazul de sancțiuni disciplinare care sunt decise de CSM. Asta arată foarte clar că în gândirea constituțională, când a fost elaborată Constituția, s-a urmărit ca ministrul justiției să nu se implice în partea asta de inspecție judiciară și de sancționare a magistraților. Tocmai pentru a scoate din zona politicului și zona puterii executive, pentru că ministrul face parte din puterea executivă în baza principiului separației puterilor în stat și al echilibrului puterilor în stat a fost gândit acest mecanism. A doua propunere, scoaterea președintelui din procedura de numire și argumentația folosită, că vezi, domnule, președintele ar fi politic. Păi nu e adevărat, ministrul justiției este politic și este într-un guvern politic. Președintele României, chiar dacă a fost candidatul unui partid politic, în momentul în care a ajuns președinte, el nu mai este membru al unui partid politic, nu mai are voie să facă membru al unui partid politic. Președintele României trebuie să-i reprezinte pe toți cetățenii. Sigur că acum Băsescu nu a Asta vreau să vă opresc un pic ideea. Băsescu pentru nu că a respectat acest, cum să spun... Ați văzut că presa v-a taxat că acum 5 ani spuneați altceva atunci când Băsescu era președinte. Nu, și m-am referit strict la Băsescu, pentru că am spus că nu pot să lași la îndemâna lui Băsescu, care se comportă ca un lider de partid, pentru că la vremea respectivă se comporta ca un lider de partid. Poporul nu poate retrimite un Băsescu peste nu ca președintele, 10 ani. Nu ca președintele României. De fapt, opinia mea, dacă vreți, legată de acest subiect și în general de funcționarea justiției, este că numirea procurorilor șef ar trebui să fie apanajul CSM-ului. Astfel, eviți intervenția puterii executive, pentru că și ministrul justiției și președintele României fac parte din puterea executivă. Da. Dând atributul de numire a șefilor parchetelor, reprezentanților puterii executive, practic creezi oarecare imixtiune în funcționarea autonomă ca o putere în stat a justiției, de fapt a puterii judecătorești. Cred că așa ar fi cel mai bine ca CSM-ul să fie, dar printr-un mecanism care într-adevăr să fie obiectiv și care să elimine arbitrariul. Oricum trebuie eliminat arbitrariul politic, așa cum este astăzi. Gândiți-vă că avizul CSM este un aviz consultativ, deci practic ministrul justiției poate spune pe cine vrea. Existând și președintele în această procedură, poate să echilibreze o eventuală tentativă de politizare a justiției. Adică poate să respingă niște propuneri care, în mod evident, sunt propuneri care pot să creeze această suspiciune de numirea unor șefi obedienți puterii politice
a momentului. Al treilea lucru care a scăpat oarecum atenției, care arată de fapt și devalează mecanismul, deci numim șefii parchetelor, după aia șefii parchetelor pot să intervină la procurorul de caz în ceea ce privește instrumentarea dosarului. Nu numai pe ceea ce privește legalitatea, ci și în ceea ce privește temeinicia. Adică poate să intervină un șef ierarhic dacă un procuror, să spun, instrumentează un caz al unui demnitar important din partidul de guvernământ, un președinte de agenție, un secretar de stat, un director de companie pus de partidul de guvernământ, se poate pe linie ierarhică să-i se infirme rezoluția care o pune procurorul respectiv. Sau dacă un procuror, să spun, instrumentează un caz al unui om din opoziție și vrea să claseze cazul, șeful ierarhic poate să-i infirme soluția pe care este dată de procuror. Asta e un fel, o restrângere a autonomiei procurorului de caz. Pentru că, până la urmă, totuși răspunderea aparține procurorului de caz, dacă vorbim de răspunderea. Dar și la partea asta cu răspunderea aș vrea să nuanțăm puțin. Sunteți unul dintre oamenii care, hai să spunem elegant, ați avut de suferit de pe urma justiției și până acum se pare că nedrept. De pe urma unui procuror care pe urma unui procuror, parte componenta sistemului de justiție la un anumit moment. Vi se pare suficient de nuanțată în această primă modificare adusă de ministrul justiției latura asta cu răspunderea magistraților? Păi ce, scoaterea cuvântului poate. Atâta este. Da. Și atunci poate înlocui cu trebuie. Asta înseamnă că... Da, înseamnă că... Statul... Da, dar asta e numai, să spun, pe partea materială, să spun. Dacă există situația că dă un complet de judecată un verdict care... Deci nu vedeți rezolvată încă în povestea asta. Nu e rezolvată. Asta trebuie o lege. Ea și izvorăște din Constituție, că și spune când definește răspunderea magistraților că e definită printr-o reglementare specială. Deci ar trebui o lege care să fie totuși să definească toate cazurile. Simpla asta modificare nu cred că rezolvă problema care este reclamată de foarte mulți oameni, de o mare parte a societății, și anume că trebuie să existe o răspundere a magistratului. Aici noi am și votat de principiu un birou politic național, că de principiu susținem o lege privind răspunderea magistraților, dar evident legea trebuie să fie echilibrată. Pe de o parte să existe o răspundere a magistraților pentru deciziile pe care le-au dat, pe de altă parte nici să nu genereze o presiune și o intimidare a magistraților în exercitarea profesiei. Domnule Orban, ați depășit, să spunem așa, luna de miere de când ați luat conducerea PNL-ului. Vă apropiați de două aproape, nu? Cum vreți să arate PNL-ul în viitorul apropiat sau mai puțin apropiat? Dați-ne așa o descriere mai pe înțelesul celor care nu fac politică. Mă gândesc mai degrabă cum ar trebui să arate o Românie. Antreprenorial, un partid. Mă gândesc mai degrabă cum ar trebui să arate o Românie condusă de Partidul Național Liberal. Înseamnă că vedeți departe. Da, cu siguranță. Partidul Național Liberal deocamdată nu-s perspective ca... Va câștiga alegerile și va putea guverna România. Asta este un lucru evident. Partidul Național Liberal astăzi este într-o creștere. Sigur că în ceea ce privește funcționarea Partidului Național Liberal, mă bazez pe lucruri simple care competență, adică un om în momentul în care îl pui președintele Comisiei de Educație să aibă toate informațiile, expertiza necesară pentru a putea să gireze domeniul respectiv. Corectitudine, onestitate, sinceritate în comunicarea publică, care e foarte importantă. Eu nu sunt de acord cu ceea ce spune mai toată lumea, că în politică trebuie să minți, în politică trebuie să eviți adevărul. Eu cred că poți să câștigi în politică spunând adevărul și fiind onest cu oamenii cărora te adresezi și încercând să-i convingi de realitate, nu vinzând iluzii, așa cum se întâmplă de fapt de 27 de ani, în care foarte mulți, mai ales stânga, întotdeauna a creat iluzii oamenilor, a creat speranțe deșarte care nu pot să devină realitate. Evident, un partid care să fie apropiat de cetățean, cu oameni care să fie ușor accesibil, disponibil pentru relația de zi cu zi cu cetățeanul, oameni care se comportă la fel și că sunt camerele de filmat pe ei și când nu sunt camerele de filmat pe ei și care să aibă față de cetățean o atitudine normală, firească, de cooperare, de dialog pe picior de egalitate, nici de cum o relație ierarhică sau oameni politici care se fugă de cetățean. România
E nevoie de o Românie mai competitivă, de o Românie cu cetățeni puternici. Țara nu poate fi puternică atâta timp cât se bizuie pe oameni slabi, pe oameni care nu au capacitatea să trăiască pe propriile picioare, care nu sunt competitivi pe piața muncii, care nu se luptă pentru drepturile și libertățile lor fundamentale, oameni care sunt pasivi. Trebuie inclusiv o schimbare de mentalitate. În viață, până reușești, dai de multe ori cu capul de pragul de sus. Nu poți să reușești din prima, nici în profesie, nici asta. Când vrei să te angajezi pe un job bun, trebuie să te duci la nu știu câte interviuri. Eu la viața mea am trăit experiența asta. Ca să pot să-mi găsesc un job pe care mi-l doream, am trimis 70 de CV-uri și am fost la 30 de interviuri până a trebuit în timpul ăsta, văzând care-s cerile de pe piața muncii, să evoluez, să-mi iau carne de conducere, să mă îmbunătățesc cunoașterea limbii engleze, să mă îmbunătățesc calitățile de operare pe computer. Pentru că vezi, la fiecare interviu, vezi ce anume te-a împiedicat să-ți atingi jobul pe care îl urmărești. Inclusiv educația trebuie să dezvolte nu numai oameni care să aibă informații, trebuie să dezvolte caractere, trebuie să dezvolte oameni cu personalitate, trebuie să dezvolte oameni cu spirit antreprenorial, cu inițiativă, oameni cu curaj, oameni care să își asume răspunderi. Nu e suficient numai să faci un transfer de informații, un transfer de cunoștințe, care de cele mai multe ori sunt teoretice. Legătura cu realitatea sistemului de educație este iarăși foarte important. În plus, nu mai trebuie mințit oamenii, adică sunt niște lucruri. Nu poți să crești salariile în sectorul public 80% când tu ai o creștere economică de 5,7%. De regulă, și aia bazată pe consum, probabil. Și aia bazată pe consum. Inclusiv de asta trebuie discutat. De regulă există o corespondență între, ca să poți să mărești, să spun, salariul minim pe economie sau salariul în sectorul public. Trebuie să te bizui pe ceva, pe o creștere a veniturilor. Că tu nu poți plătești mai mult un angajat în sectorul public dacă tu nu ai o creștere a veniturilor. Pentru că dacă crești mai mult salariile decât îți permite creșterea economică, iei bani de undeva. Și de unde iei bani? Iei bani de la investiții, ceea ce se întâmplă. Uitați-vă evoluția bugetului la investiții. Da. Din ce în ce mai jos. În primele 6 luni ale anului înregistrăm un minim istoric în ultimii 10 ani. Anul ăsta s-au cheltuit 6 milioane în raport cu 11 milioane, în care nici guvernul anterior nu a avut cine știe ce investiții. Ori tu îți amanetezi viitorul, îți anulezi un motor de creștere economică în momentul în care iei bani de la investiții și duci în salarii pe care tu de fapt nu poți să le plătești. Iei bani de la tot ceea ce înseamnă programe de sănătate. Chestia asta cu vaccinarea, guvernul încă nu e hotărât pe chestiunea cu vaccinarea, pentru că în realitate nu are prevederile bugetare necesare pentru a asigura vaccinarea tuturor persoanelor care au dreptul să beneficieze de acest vaccin. Fiecare lucru trebuie o altă abordare. Avem o administrație mult prea stufoasă, avem prea multe proceduri birocratice, cetățeanul este cocoșat. De ce dacă mă duc eu la instituție publică, ca să-mi câștig un drept sau ca să obțin ceva ce mi se cuvine, să mă plimbe de la Ana la Caiafa, la 7, 10, 12 alte instituții publice, ca să obțin diferite certificate, avize și așa mai departe. Păi dacă statul, aici prin instituțiile completa, sale... Birocrația asta a fost făcută și menținută în N guvernări. Nu e o chestiune pe care a făcut-o PSD-ul. Da, odată cineva trebuie să ia. Din păcate, toate guvernele au menținut acest lucru. De ce dacă statul este deținător prin instituțiile sale a informațiilor legate de mine, să-și obțină statul de la celelalte instituții? Instituția care îmi dă dreptul să se ducă la celelalte instituții să verifice dacă eu îndeplinesc condițiile legale pentru a beneficia de dreptul respectiv. Nu să mă plimbe pe mine de la Ana la Caiafa să mă pună să stau la cozi la ghișee sau să mă pună să aștept cu săptămânile și cu lunile pentru obținerea unui drept. Am pornit de la o întrebare cu bătaie lungă în ceea ce privește planurile noastre și ale PNL-ului, ca să revin acum la ceva punctual și scurt. Cu ce se diferă radical PNL-ul acum, după aproape 2 luni de președinția lui Ludovic Orban, față de PNL-ul pe care l-ați luat la președinția Alinei Gorghiu? Punctual. Cum se diferă? Prin acțiunea publică, prin programul politic, prin poziționarea clară pe centru-dreapta, prin susținerea clară a mediului. Adică dinamic, cum o luase atunci și cum e acum? PNL aproape a fost... Declarativ tot centru-dreapta era și atunci. E, eu merg pe materialul clientului, de asta vă întreb.
Asta ni se comunică atunci? Este o diferență clară în ceea ce privește leadership-ul. Este o diferență clară în ceea ce privește ritmul de acțiune al partidului. Este o diferență clară în ceea ce privește coeziunea în materie de poziționări politice, pentru că la fiecare din temele care au apărut, noi am, cum să spun, am stabilit pozițiile în baza unui set de valori, de idei, de principii în baza căruia acționează. Există o coerență clară în mesajul public și în acțiunea politică a partidului și există o intensificare a comunicării cu societatea, care deja și dă roade. Deja din toate filialele, din toate organizațiile locale primesc informații clare că sunt tot mai mulți oameni care vin și se îndreaptă spre Partidul Național Liberal. Ceea ce mie îmi indică că suntem pe un drum bun. Sigur, suntem la începutul drumului, dar drumul pe care am pornit este un drum bun și un drum corect. Domnule președinte, mai am două întrebări. Una se leagă de partid, una se leagă de viața noastră personală, să spun așa. Cea legată de partid e simplă. Nu simt, cel puțin eu, cred că foarte mulți din societate, oamenii care sunt atenți la mișcările PNL-ului și poate au și se regăsesc în doctrina asta de dreapta, nu simt în discursul dumneavoastră o reunire a dreptei, care să poată permite inclusiv preluarea puterii, așa cum ne-ați spus un pic mai devreme. Nu simt un discurs de mobilizare a dreptei astea care, cât e ea, atât de puțin e reprezentată, e reprezentată și în Parlamentul României și are posibilitatea să lupte la față de ceea ce unii colegi de ai mei de presă au denumit ciuma roșie. Obiectivul meu este să transform Partidul Național Liberal în campionul dreptei, în partidul de dreapta din România. Adică să faceți capabil, un conglomerat la fel cum e PSD-ul, să ia tot ce e pe stânga. PSD-ul, un partid capabil să învingă stânga. Hai să fim cinstiți, România nu prea a avut guverne autentice de dreapta. Vă cred, dar vedeți că stânga nu-s jucători mulți, în dreapta sunt foarte mulți jucători comparativ cu stânga. Ascultați-mă, nu tot ce este formațiune politică care nu e în zona PSD-ului este o formațiune politică de dreapta. Dreapta înseamnă lucruri simple, apărarea proprietății, susținerea inițiativei economice, susținerea libertății, susținerea competiției libere, în baza egalității de șanse a competiției libere între indivizi în cadrul societății. Înseamnă o societate deschisă, adică niște valori și niște principii care sunt clare și limpezi, care nu sunt exprimate cu atâta claritate. Deci noastră credeți că e mai simplu să înghiți pe ăștia mici? De alte structuri politice. Obiectivul meu este de a-i reprezenta pe toți cetățenii care au așteptări, aspirații, obiective, care se regăsesc în ideile, valorile și principiile pe care le are Partidul Național Liberal. De a reprezenta întreaga dreaptă din societate, tot ce este de la centru până pe dreapta, de a reprezenta pe toți acei oameni care sunt oameni liberi, care trăiesc pe propriile picioare, oameni care vor să facă parte din clasa de mijloc, care își asumă riscuri, responsabilități, oameni care sunt au utilitate în societate, oameni care creează, oameni care construiesc, care inițiază, care generează profit, care generează valoare și schimbări pozitive în societate. Ultima întrebare, așa cum am spus, cred că e și una cu caracter personal, pentru că eu așa am perceput-o. Am perceput un atac direct la persoana dumneavoastră. Și nu v-am văzut comentând în spațiu public de două zile povestea asta și de asta am să încerc să obțin o reacție de la dumneavoastră. Pentru prima oară, acum două zile, în vizită la Călăraș, președintele PSD-ului Liviu Dragnea v-a atacat în mod direct. Până acum, discursurile sale erau la adresa dreptei, la adresa PNL-ului. Acum, am să fac și un scurt rezumat pentru cine n-a văzut respectiva declarație. Liviu Dragnea, întrebat colateral de un reporter despre chestiuni legate de Ministerul Transporturilor și de lucruri care nu sunt tocmai firește acolo, v-a atacat punctual și a spus, încerc să o rezum din memorie, dacă Ludovic Orban are o problemă cu Ministerul Transporturilor și cum ne facem noi treaba acolo, să vină la mine la birou, că aș putea să-i explic eu cum își făcea domnia sa treaba când a fost ministru. Mie mi s-a părut o amenințare, adică evident, pare că va arăta pisica pe românește. Da, are și ce pisică să meargă. Asta vreau să obțin o reacție de la noastră. Sunt profund emoționat și afectat de spusele lui Dragnea. L-am deranjat pe Dragnea.
cu siguranță n-a fost o reacție care îi duce la păscut de tandrețe de mult și am afectat păstorul. Adică cu ce l-am deranjat? Că i-am cerut premierului Tudose să-l demită pe acest habarnist care este în fruntea Ministerului Transportului pe motive foarte serioase. Pentru că nu avansează niciun proiect. Sibiu-Pitești, tronsonul de autostradă, s-au reziliat contractul pentru revizuirea studiului de fezabilitate. Asta înseamnă o amânare de cel puțin un an de zile a intrării în execuție. Pe tronsonul autostrada Moldova, cum este denumită, care e autostrada Târgu Mureș Iași-Ungheni, nu se mișcă nimic. Și asta este vitală pentru a lega Moldova la rețeaua europeană de transport. Pe feroviar, modernizarea rețelei feroviare, pe coridorul pan-european, pe care s-a început, bate pasul pe loc. Navigabilitatea Dunării. De ce nu crește traficul pe Dunăre? Și de ce nu putem fructifica noi, ca țară, acest noroc că trece Dunărea? Dar românul mai zic, iarăși. Care dă asta? Pentru că nu mișcă niciun deget în materie de demararea lucrărilor de asigurare a navigabilității pe Dunăre. Și din cauza asta, navele nu și asumă riscul de a transporta, deși este extrem de eficient economic și ecologic transportul fluvial. Noi am putea să avem Dunărea plină de barge, de exemplu, care să transporte diferite lucruri. Noi am putea să ne dezvoltăm tot sudul României, toate județele dunărene și localitățile de la Dunăre am putea să le dezvoltăm în baza acestui atuc formidabil pe care l-ai, intrarea prin portul Constanța și canalul fluvial. Nu se mișcă nimic în sensul ăsta. Asta înseamnă, practic, un atentat la dezvoltarea României, la perspectivele de dezvoltare a României. Taromul, pierdere în 6 luni de zile de 28 de milioane. Nu zic, erau și înainte pierderi, dar am verificat pe perioada anterioară, în 2016, pierderea a fost de 6,5 milioane de euro. Adică a crescut pierderea de mai mult de 4 ori. Ce Dumnezeu se putea face în compania ca să ajungă la asemenea pierdere? Deci concluzia e că l-ați deranjat pe domnul Dragnea. L-am deranjat pe domnul Dragnea, pentru că domnul Dragnea și cu domnul Bădălău l-au așa pe post de băiețel, băiat de minge pe acest cuc, care probabil desfășoară diferite... Eu mutarea dumneavoastră o aștept acum și asta vreau să-mi o comunică. Vă duceți la Dragnea la birou să vă arate ce susține că are să vă arate? Sau cum ați perceput totuși? Repet, mie mi s-a părut o amenințare directă chestiunea asta. În ce calitate vă cheamă să vă arate ce? Faptul că mi-a lăsat această amenințare voalată arată că l-am deranjat și pe mine mă bucură că l-am deranjat pe Dragnea și de acum înainte o să-l deranjez din ce în ce mai mult. Probabil îl deranjează și proiectul nostru de lege anunțat cu care e legat de Teldrum cu acțiune la purtător, adică obligația oricărei firme care are contract cu statul de a își dezvălui structura acționariatului. Îl deranjează o mulțime de lucruri pe domnul Dragnea și din cauza asta probabil a trecut la un atac la persoană și la transmiterea așa voalat. N-am niciun motiv să am vreo emoție legată de mandatul meu de ministru. Au fost oameni mult mai puternici și mult mai potrivnici mie care mi-au căutat prin toate actele pe care le-am semnat la Ministerul Transporturilor, de la Băsescu până la Șovaș, care n-au avut ce găsi pentru că întregul meu mandat a fost un exemplu de corectitudine, de legalitate și de cinste. Ca atare nu mă sperie pe mine Dragnea, dimpotrivă îi spun atât. Nu rezolvă nimic dacă mă atacă pe mine personal, nu face decât să mă facă și mai hotărât și mai dur în atacurile pe care le voi îndrepta împotriva partidului de guvernament și a lui ca lider personal. Domnule președinte, vă mulțumesc încă o dată pentru prezența noastră alături de noi și vă așteptăm să vedem în ce măsură etapele pe care le-ați prezentat cu privire la evoluția PNL-ului se și implementează. De asta puteți fi convins.